Serva lui Dumnezeu spune așa în cartea Îndrumarea copilului la pagina 555. Nelegiuirea aproape și-a atins limita. Lumea este plină de confuzie și o mare teroare stă gata să vină curând peste ființele omenești. Sfârșitul este foarte aproape. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru ceea ce este gata să izbucnească asupra lumii ca o surpriză copleșitoare. Timpul nostru este prețios. Avem doar puține, foarte puține zile de probă în care să ne pregătim pentru viața veșnică. Iar în Profeții Regi, pagina 626, Sora White continuă și spune așa: creștinii trebuie să se pregătească pentru ceea ce în curând va invada lumea ca o surpriză copleșitoare. Și această pregătire să o facă prin studierea cu seriozitate a Cuvântului lui Dumnezeu și prin străduința de a-și conforma viața cu preceptele ei. Dragi prieteni, aș vrea să vă invit în aceste ocazii. Vom avea mai multe ocazii în care vom studia pe marginea acestui gând, acestor paragrafe. Și vrem să înțelegem, vrem să cunoaștem cum putem să ne pregătim pentru această surpriză copleșitoare. Într-un alt loc, Sora White spune surpriză îngrozitoare. Frații mei, nu avem de-a face aici cu niște lucruri care să ne producă, cum să spun eu, o stare de amuzament. Nu vorbim despre distracții, nu vorbim despre întâlniri din acestea sociale în care noi mâncăm ceva, bem ceva, râdem, glumim și așa mai departe. Vă dați seama cât de solemn este timpul pe care noi îl trăim? Dar știți de ce noi pierdem solemnitatea timpului în care ne găsim? Și de ce suntem orbi din punct de vedere spiritual cu privire la tot ce se întâmplă în jurul nostru? Și nu avem nici cea mai mică conștiență a ceea ce urmează să izbucnească în curând asupra lumii noastre. Știți de ce, prieteni? Pentru că aici, la nivelul minții noastre, sus, simțurile noastre au fost întunecate de puterile veacului acestuia, de influența Babilonului și a lumii care este asupra noastră, peste tot, frații mei. Presiunea este colosală. Și am fost prinși în această mreajă a diavolului. Iar singurul mod în care Dumnezeu mai poate să-și trezească poporul, biserica sa în aceste vremuri din urmă, este să transmită niște solii clare, directe. Este ca el să ridice tonul și să prezinte adevărul cu privire la ceea ce este gata să vină. Frații mei, este alarmantă starea în care se găsește poporul lui Dumnezeu astăzi. Dacă te uiți în jur, vezi lumea aceasta cum se pregătește, ca unul singur, se adună, frații mei, în confederații, în tot felul de consilii, în tot felul de grupări, se adună și se pregătesc pentru un singur lucru. Știți care este lucrul pentru care se pregătește lumea noastră de astăzi? Se pregătește să fie surprinsă de cea mai mare, da, surpriză copleșitoare, spune Serva lui Dumnezeu, care a fost vreodată asupra lumii întregi. Va veni acest moment în curând, frații mei? Ce spune cuvântul? Foarte curând. Iar Dumnezeu, înainte de a îngădui ca această stare de lucruri să devină mondială, înainte ca El să îngăduie ca această furtună să lovească, El vrea ca noi să ne pregătim. Haideți să studiem împreună cum putem să ne pregătim, frații mei. Care este modul în care noi vom scăpa de această surpriză copleșitoare? Dacă studiem cuvântul Domnului, spune aici, și apoi căutăm să aducem viața noastră în armonie cu preceptele Lui. Haideți să studiem câteva lucruri practice în aceste ocazii. A modului în care putem studia cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege ce avem de făcut. Și apoi, haideți să trecem la treabă și să punem în practică ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem în aceste timpuri. Numai cei care fac aceste două lucruri vor scăpa de ceea ce vine. Acum probabil că vă dați seama, gândul acesta
este ilustrat în mesajul pe care Pavel îl adresează bisericii din Tesalonic. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Și aș dori să vedem. Aici Apostolul Pavel numește această surpriză copleșitoare o prăpădenie neașteptată. Sunteți probabil familiarizați cu această expresie. Acum aș vrea să vedeți, frați și surori, ceva interesant. Dumnezeu în mila și în îndurarea sa ne spune că va veni o prăpădenie neașteptată sau o surpriză îngrozitoare peste lumea aceasta. Și Dumnezeu ne descoperă care este acel lucru care ne anunță că se apropie și a sosit momentul pentru această prăpădenie neașteptată. Haideți să citim împreună cuvântul profetic. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1. Că despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Versetul 3. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Vreau să vă întreb, știe o femeie care se pregătește să nască, știe ea cu exactitate când vor veni durerile nașterii? Bun, veți spune, poate să facă o aproximație, ținând cont că o sarcină durează 9 luni de zile aproximativ. Dar este adevărat că ea nu poate să știe exact momentul când ea va naște? Oricât ai încercat să identifici de bine, da, calendarul și să analizezi și să cercetezi cu privire la câte zile au mai rămas sau câte luni au trecut, tu nu poți în mod exact să spui când se întâmplă lucrul acesta. Durerile nașterii vin pe neașteptate. Frații, acest lucru ilustrează exact ce se va întâmpla cu lumea noastră. Pe neașteptate va veni această mare prăpădere. Dar acum pe mine mă interesează un alt aspect. Am vrea să luăm în discuție și să studiem în această ocazie ceea ce spune aici Apostolul Pavel în prima parte a versetului. Ascultați. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată. Vreau să vă întreb ceva. Poate să vină prăpădenia, surpriza aceasta copleșitoare peste lumea noastră, dacă mai întâi nu avem o stare de lucruri în care lumea să strige după pace și siguranță? Răspunsul este nu, frații mei. Ceea ce înseamnă că înainte de a veni această prăpădenie, noi trebuie să vedem lumea noastră într-o asemenea stare, într-o asemenea condiție, încât ei să strige după pace și liniște. Acum, pentru ca lumea să strige după pace și liniște, pentru ca lumea să fie într-o căutare serioasă, într-o căutare din aceasta disperată după pace și liniște, înseamnă că trebuie să se întâmple înainte ceva cu lumea noastră care să o aducă în pragul unei situații disperate, așa încât oamenii să caute pacea și liniștea. Sunteți de acord? Haideți să vedem ce spunea Iisus în Matei 24. Vreau să vedeți cum aceste două gânduri se completează unul pe altul. Domnul Hristos, vorbind despre zilele din urmă, semne ale sfârșitului, spune așa. Versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Observați că Domnul Hristos prezice o condiție a stării lumii din timpul sfârșitului în care vor fi războaie și vești de războaie? Au fost întotdeauna vești de războaie. Dar spre sfârșitul istoriei acestui pământ, acestea se intensifică. Ele sunt în creștere. Și această stare a aceste zvonuri cu privire la război, cu privire la conflicte între națiuni, va deveni atât de serioasă încât oamenii vor striga la un moment dat, vrem pace. Vrem pace. Frații mei, observați că războiul și conflictele dintre națiuni sunt o modalitate prin care tu îi determini pe oameni să strige cu disperare după pace? Vreau să vă întreb, se întâmplă asta astăzi?
Este lumea noastră în atmosfera aceasta a conflictului, a războaielor între națiuni? Știți cum e, frații mei? E ca și cum ceva le reține acolo, pe loc. Și nu trebuie decât o mică, da, este ca un balon mare, care trebuie doar puțin înțepat într-un singur punct. Ce se întâmplă? Explodează, frații mei. Așa este lumea noastră de astăzi. Dumnezeu o ține în mâinile sale, dar este la distanță de o singură fracțiune, frații mei, un singur moment în care Dumnezeu și-ar trage mâna, frații mei, și totul ar fi o explozie. Ar fi o confuzie totală în lumea aceasta. Se va întâmpla lucrul acesta până la urmă? Răspunsul este da. Observați așadar, așa cum spune Domnul Hristos aici în Matei 24, că starea și condiția lumii noastre de astăzi trebuie să fie în așa fel încât oamenii să fie aduși în situația în care se strige după pace. Acum vreau să vedem altceva. Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciun. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, ceea ce înseamnă că lucrurile avansează, se intensifică, frații mei. Și cu cât vor fi mai multe vești de război, cu cât sunt mai multe situații de foamete, de lipsuri și așa mai departe, cu atât mai mult lumea noastră de astăzi va striga după pace și liniște. Acum fiți atenți. Vorbim despre foamete, ciumi și așa mai departe. Acestea sunt alte semne ale sfârșitului. Cu ce are de-a face foamea, frații mei? Are de-a face cu situația în care oamenii duc lipsă de cele care sunt trebuincioase, de lucrurile necesare, zilnice. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă lipsuri. Material vorbind. Este lumea noastră condusă de frică, de spaimă la momentul acesta, cu privire la ceea ce le rezervă viitorul și cu privire la siguranța lor? Știați că cuvântul acesta, liniște, în Corinescu s-a tradus pace și liniște. În limba engleză este pace și siguranță. Sau o altă traducere spune pace și securitate. Caută lumea de astăzi securitate, frații mei, siguranță financiară? Caută! Deci observați, lumea noastră de astăzi, fiți foarte atenți la ceea ce spun acum, trebuie să ajungă în pragul unei situații în care, la nivel mondial, sunt zvonuri cu privire la izbucnirea unui mare conflict între națiuni. Am putea să spunem cel de-al treilea război mondial. Știați că asta este teama cea mai mare a lumii de astăzi? Că în orice moment un al treilea război mondial ar putea să izbucnească. Iar această frică, frații mei, îi determină pe oameni să strige după pace și liniște. În același timp, am spus că e vorba de securitate sau siguranță. Vreau să observați că lumea noastră de astăzi trebuie să aducă lucrurile în pragul unei crize financiare. Observați că aceste crize financiare care au fost și care se vor repeta în curând din nou, au ca scop să producă o neliniște în inima oamenilor cu privire la siguranța lor de mâine. Și acest lucru ce îi va face pe oameni? Îi va face să strige după siguranță. Vor securitate, vor să fie siguri că atunci când ies la pensie vor avea pensia lor. Vor să fie siguri că în caz de boală sunt asigurați și totul este bine. Vor să aibă, frații mei, lucrurile acestea în mâinile lor. Siguranța. Și aici intrăm într-un alt subiect pe care îl vom studia în altă ocazie, pentru că lucrul acesta, frații mei, duce la o luptă. Cine câștigă mai mult? O competiție. Cine are mai mult? Goana după bani, frații mei, și după avere. Care este o altă capcană pregătită de Satan înainte de criza finală. Acum fiți atenți. Am spus că lumea noastră trebuie adusă într-o stare în care lumea să strige după pace și liniște. Sunteți de acord cu mine că în aceste cuvinte pe care Dumnezeu i le-a inspirat apostolului Pavel când a scris această epistolă, observați că în aceste două cuvinte este cuprinsă starea lumii noastre și a societății la momentul prezent mai mult ca oricând? Nu există alte două lucruri care să descrie mai clar nevoia societății și a lumii de astăzi. Întreaga lume caută cu disperare pacea pe de o parte și siguranța sau de securitatea de partea cealaltă. Însă acum fiți atenți. Cuvântul aici ne spune așa. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată. Deci pe măsură ce noi vedem tot mai mult în lumea noastră de astăzi,
strigătul acesta după pace și siguranță. Și cu cât vedem mai mult că lumea noastră de astăzi întinde o mână pentru a oferi pacea pe care oamenii o cer, a oferi securitatea pe care o doresc. Știați, dragi prieteni, că acesta este semnul clar că noi ne-am apropiat și suntem foarte aproape de momentul acestei prăpădenii care va veni? De fapt, prăpădenia neașteptată nu va putea să vină până când noi nu vom vedea acest semn. Pace și siguranță. Pace și liniște. Acum aș vrea să îndreptăm privirea noastră către ceea ce spune serva lui Dumnezeu. Vreau să ascultați cu atenție, frații mei. Înainte să vă citesc un alt paragraf din Spiritul Profetic, în legătură cu situația lumii noastre la momentul de față, vreau să înțelegem un lucru foarte important. Apostolul Pavel continuă și spune aici în versetul 4, și aici aș vrea să facem o diferență, dacă este posibil. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne arată clar că este o diferență mare între aceia care sunt copiii lui Dumnezeu și fiind întunericului. Voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț, spune Pavel. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Vestea bună pe care vreau să o vă aduc, prieteni, la momentul acesta, e că Dumnezeu ne-a oferit nouă ca și copii ai Săi, lumină. Ne-a oferit cuvântul profeției, ne-a oferit adevărul mărețe ca noi să înțelegem timpul în care trăim și ce se întâmplă. Cum se desfășoară aceste evenimente? Așa încât noi să nu fim surprinși de ceea ce lumea va fi surprinsă. Deci când această prăpădenie neașteptată va veni, oamenii vor fi îngroziți, vor fi, cum să spun, deja sunt îngroziți. În așteptarea acestor evenimente, oamenii sunt îngroziți, spune Luca, Domnul Hristos spunea ucenicilor. La urletul mării și al valurilor, spune că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Căci puterile celor vor fi clătinate. Observați cum anticiparea acestor necazuri din viitor îi îngrozește pe oamenii în momentul de față. Frica este sentimentul, frații mei, care conduce inima oamenilor. Trăim într-o atmosferă de frică și de spaimă continuă. Oamenii n-au liniște și pace în sufletul lor. De aceea ei caută o soluție la această problemă. Nu au siguranța zilei de mâine. De aceea ei caută să își asigure ceva, da? Însă, prieteni, vreau să vedeți cum Satana, autorul care provoacă toată această stare de lucruri, vreau să fiți foarte atenți la ce spun acum, pentru că voi citi un paragraf din Spiritul Profetic. Vreau să vedeți că în spatele la aceste crize financiare, în spatele acestor dezastre naturale, calamități, în spatele acestor zvonuri cu privire la război, conflicte dintre națiuni, terorismul aici, terorismul dincolo, bombe și tot felul de lucruri care se întâmplă la nivel mondial, se află puterea celui rău prin care caută să aducă lumea într-o anumită stare de lucruri, așa încât să-i determine pe oameni să strige după ajutor. Și apoi cine credeți că vine cu soluția? Tot Satana vine. Prin oamenii lui vine și întinde mâna și spune: luați pace de aici, luați securitate de aici. Însă această pace și securitate, siguranță pe care lumea oferă și de siguranța pe care oferă, își vor da seama, dar prea târziu, că totul a fost o amăgire și că ei sunt pierduți pentru totdeauna, prieteni. Dumnezeu vrea ca noi, care am primit lumină, să fim scăpați de această capcană. Este o capcană teribilă. Haideți să vedem împreună ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Deci am înțeles că acest lucru nu poate să aibă loc. Prăpădenia neașteptată nu poate veni conferirea vieții. Frații mei, nu vreau acum să intru în detalii cu privire la lucrul acesta, însă este important să vă spun următorul gând. Când Pavel vorbește despre pace și liniște, el nu se referă doar la lume și la spiritul din lumea aceasta. În timp ce lumea noastră va striga după pace și liniște, vreau să știți că în măsură egală, în mijlocul poporului Dumnezeu, se va întâmpla ceva care va conduce pe cei care sunt copiii lui Dumnezeu să strige pace și liniște
atunci când noi știm că vine un mare conflict asupra noastră. Se întâmplă lucrul acesta astăzi, din păcate? Este adevărat că în Biserica Adventistă de ziua a șaptea, în mesajele pe care noi le oferim, în mesajele pe care noi le predicăm bisericii, copiilor lui Dumnezeu, dar și în mesajele pe care noi le predicăm lumii, este adevărat că în tonul pe care noi îl dăm, în rostirea mesajelor, există o astfel de influență care spune pace și liniște, în loc să arătăm în mod clar oamenilor că ceva este gata să se întâmple în curând? Frații mei, nu cred că este cazul să vă dau exemple. Noi cu toții înțelegem că Satana nu are treabă doar cu lumea, dar mai mult are treabă cu biserica adevărată. Și Satana a pătruns în mijlocul nostru și ne-a înșelat cu privire la ceea ce noi avem de făcut. Așa încât tonul multor glasuri în poporul lui Dumnezeu de astăzi nu spun nimic altceva decât pace și liniște. Vine cineva și predică un mesaj clar cu privire la pocăință, reformă, redeșteptare, ne arată clar că trebuie să facem o schimbare în viața noastră și după ce a plecat fratele respectiv, vine altcineva, da, conducătorul probabil acelei biserici și spune fraților, lăsați pe oamenii aceștia. Nu vă faceți nicio grijă, stați liniștiți. Stați liniștiți, frații mei, nu vă neliniștiți. Totul este bine. Totul va fi bine. Nu vă faceți nicio grijă. Ați auzit astfel de mesaje? Sunt oameni astăzi în Biserica lui Dumnezeu care se ridică și transmit un mesaj de pace și de liniște? Sunt oameni care niciodată n-ar rosti un mesaj prin care să-i cheme pe oameni să se trezească din somnolența lor? Așa este. Avem predici, frații mei, de adormit copii. Și cred că asta stabilește clar starea Bisericii lui Dumnezeu de astăzi. Însă slavă lui Dumnezeu că mai sunt persoane în această biserică pe care Dumnezeu le mișcă și se ridică și rostesc mesajul potrivit pentru timpul în care noi trăim. Acum, frații mei, vreau să observăm ceva. Scopul lui Dumnezeu prin transmiterea unor mesaje clare, directe, cu privire la timpul în care trăim, nu este ca să ne înspăimânte, ci din contră, este pentru ca să ne conștientizeze, să ne țină trezi cu privire la situația care va veni asupra lumii noastre și să ne ajute să facem pregătirea necesară. Deci mesajul pe care Dumnezeu vrea ca noi să rostim într-un timp ca acesta nu este un mesaj de pace și de liniște. Dacă facem asta în biserică, înseamnă că noi ne unim cu fiara. Frații mei, fie că ne place sau nu, vreau să descoperim un adevăr foarte important în această ocazie. Dacă în mijlocul poporului lui Dumnezeu, eu ca pastor, ca lider, ca și conducător, prin atitudinea mea, prin cuvintele mele, prin mesajele mele, suflu asupra oamenilor un spirit de pace și de liniște în timp ce lumea aceasta clocotește și se pregătește de război, înseamnă că eu sunt un trădător al adevărului. Și Dumnezeu, frații mei, nu va lăsa un astfel de om nepedepsit. Va cere sângele nostru. Da? Mă scuzați. Va cere sângele oamenilor din mâinile noastre. Mă includ și pe mine, frații mei. Dacă Dumnezeu mi-a dat o gură și m-a îndemnat să vorbesc, să spun anumite lucruri, dacă am simțit această chemare și responsabilitate, Dumnezeu să mă ferească ca prin vocea mea eu să trimit pe oameni la culcare când înaintea lor este o furtună care se ridică la orizont. Sunt nu numai un trădător, sunt un om care dovedește că nu are niciun pic de dragoste adevărată pentru ceilalți. Văd pericolul, dar tac din gură, frații mei. Și las pe omul acela să fie mâncat de urs. Îl las pe omul acela să fie lovit de mașină. Așa procedează un om care iubește? Niciodată. Haideți însă să vedem ce vrea Dumnezeu. Aș vrea să descoperim împreună în Apocalipsa capitolul 13 și vom încheia mesajul cu acest ultim gând. Aici Biblia ne prezintă două mari puteri ale lumii noastre de astăzi. Și vreau să vedeți că aceste două mari puteri, prima este fiara asemenea unui leopard, care reprezintă Vaticanul, papalitatea, pe papa, sistemul acesta romano-catolic. A doua fiară în Apocalipsa 13:11 este reprezentată prin acel miel cu două coarne, adică Statele Unite ale Americii. Acum vreau să fiți atenți. Când Dumnezeu a zis că lumea va striga la sfârșit pentru pace și liniște,
V-am spus că satana care provoacă starea aceasta de lucruri în care lumea să caute pacea și liniștea sau siguranța, tot el vine până la urmă și întinde mâna și soluția este aici. Ce credeți că va folosi satana în timpul din urmă pentru a oferi oamenilor pace și liniște? Frații mei, este uimitor cum Dumnezeu prin cuvântul său ne descoperă acest adevăr. Fiți atenți! Care este acea putere mondială la momentul de față care se oferă să aducă pace la nivel mondial și să facă pace între toate națiunile? Nici dacă v-ați fi gândit vreodată, frații mei, să încercați să puneți toate aceste piese una lângă cealaltă, niciodată nu mi-am imaginat că lucrurile pot fi mai clare de cum sunt acum. Știți cine este numit omul păcii la nivel mondial? Este Papa, frații mei. Papa de la Roma este numit omul păcii. El este acela care ori de câte ori un conflict e gata să izbucnească între două țări. El pășește între cele două. Și ce face? El este omul păcii. Le împacă. Le aduce într-o relație de armonie, de colaborare. Rezolvă disensiunile și problemele dintre ei. Nu așa s-a întâmplat cu de mulți ani încoace? Uitați-vă cum acest om, despre care Apocalipsa spune așa în versetul 3, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se miră după fiară. Vreau să vă întreb ceva. Caută lumea astăzi pace? Și este adevărat că lumea se uită la Papa ca fiind speranța, ca fiind omul care poate să aducă pace la nivel mondial? Este adevărat că atenția tuturor oamenilor s-a îndreptat către acest om? Așa este, prieteni. Mă întreb, cine a dorit să facă lucrul acesta? Diavolul a dorit, frații mei. Și el atât de mult a luptat pentru a produce această stare de lucruri. El a provocat, da, starea de război și apoi tot el vine cu soluția. Și pe cine îl înalță satana înaintea lumii? Ca fiind omul păcii. Papa de la Roma. Și acest lucru nu este întâmplător, frații mei. În timp ce Papa de la Roma este acela care conduce lumea noastră la pace, la acea pace pe care o caută oamenii. Vreau să vedeți că liderul mondial care oferă securitate și siguranță este cea de-a doua fiară descrisă aici, prin Statele Unite ale Americii. Nu este interesant, frații mei, lucrul acesta? Și nu este adevărat că Biblia ne prezintă o unire, o căsătorie între Roma și America. O alianță între cele două. Adică puterile acestea lucrează împreună, se completează una pe alta, se ajută una pe alta. Cele două mari puteri, frații mei, răspund la cele două mari nevoi ale lumii de astăzi. Însă vreau să vă întreb, ce fel de pace oferă Papa lumii noastre de astăzi și ce fel de siguranță sau securitate oferă America lumii noastre de astăzi? Este pacea adevărată și siguranța adevărată? Niciodată, prieteni. E falsă. Însă mulți oameni din lumea noastră nu înțeleg acest lucru. Ei cred că aceasta este singura lor scăpare. Sunt îngroziți de starea actuală a lumii și în disperarea lor caută o soluție. În momentul în care îl văd pe acest om, care se ridică din ce în ce mai mult, rana se vindecă. Tot pământul începe să se mire după fiară, frații mei. Observați că este o legătură între vindecarea rănii și pământul care se mire după fiară? Adică ce se întâmplă? Fiara aceasta recâștigă supremație, putere la nivel mondial. Și care este modul prin care ea atrage atenția oamenilor, prin care ea câștigă simpatia altora? Este prin acest slogan. Prin aceste cuvinte pe care le auzi peste tot astăzi în media și în presă. Peste tot oamenii spun că Papa este omul păcii. Însă haideți să vedem ce ne învață Biblia. Pentru că Biblia mea nu spune nimic că Papa ar fi omul păcii. Acesta este omul păcii contrafăcut și adus de diavolul pentru ca să înșele pe oameni. Însă omul păcii este prezentat în Isaia 9:6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune clar. Ascultați cuvântul. O profeție cu privire la Mesia. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei, Domn al Păcii, frații mei. Cine este Domnul Păcii? Este Iisus Hristos. Dar pe cine prezintă satana ca fiind Domnul Păcii? Pe Papa de la Roma.
Și observați cum întreaga atenție a lumii este îndreptată acum către omul fără de lege, către omul păcatului și împreună cu el cine este acea putere care oferă siguranță, securitate? Statele Unite ale Americii, frații mei. Haideți să vedem ceva interesant. Vreau să ascultați. Am putea spune multe, dar de data aceasta aș vrea să rămânem doar în contextul acestor gânduri și vom continua într-o altă ocazie. Haideți să citim totuși un alt gând din Isaia, o profeție cu privire la modul în care se realizează acest lucru. Vreau să vedeți că spiritul care împinge pe oameni să se unească, să se adune, cum spuneam mai înainte, și să îl primească pe acest om, omul fără de lege, ca fiind singura soluție la problemele lumii de astăzi, știți care este? Este un spirit de frică, frații mei, de teamă și de groază, care este indus prin calamități, prin starea societății, prin crizele financiare, prin controlul la nivel mondial al tuturor lucrurilor, care se află la momentul acesta sub puterea lui Satana și a agenților lui. Fiți foarte atenți. Ne apropiem de încheiere. Aș vrea să mai rămâneți cu mine încă pentru câteva momente. Am un lucru foarte important pe care încă doresc să-l descoperim împreună. În Isaia, capitolul 8, Dumnezeu vorbește despre aceste confederații. Ascultați versetul 9. Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobiți. În altă traducere în limba engleză spune adunați-vă sau legați-vă în uniuni, în confederații, cât voiți, că va fi în zadar. Acum vreau să observați, este o altă traducere aici, dar gândul este același. Luați aminte toți cei ce locuiți departe, deoparte. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Frații mei, este adevărat că există o tendință acum prin mișcarea ecumenică, prin confederații, prin uniuni, prin sindicate muncitorești, ca oamenii să fie adunați în legături, în grupe, să fie uniți, să fie strânși la oaltă? Este aceasta o dorință? Se alătură oamenii și intră în tot felul de astfel de confederații? De ce doresc oamenii, frații mei, mișcarea ecumenică? Vreau să observați că toate aceste uniuni, mișcarea ecumenică, confederațiile, sindicatele, toate grupările, societățile secrete, le amintește Sora White într-un loc, toate lucrează pentru același scop, pentru ca să așeze o temelie a păcii și a siguranței la nivel mondial. Toți au ca țintă același lucru. Se pare că strigătul acesta al lumii după pace și siguranță primește un răspuns favorabil. Și toată lumea se ridică și caută acum să-i adune, să-i lege pe oameni ca să conducă spre acest mare deziderat. Această mare realizare. Însă, frații mei, ce se află în spatele acesteia? Este spiritul lui Satana, este diavolul care înșeală pe oamenii, frații mei, care nu înțeleg și nu cunosc ceea ce se întâmplă. Vreau să fiți atenți. Dacă noi, ca adventiști de ziua a șaptea, în cea mai mică măsură ne unim cu lumea, în afacerile noastre, în lumea politică, în ce privește educația noastră, administrarea în Biserica lui Dumnezeu. Și putem continua cu N lucruri, venim la partea personală, lucrurile zilnice, alimentație, îmbrăcăminte, spiritul lumesc care a pătruns în muzica noastră, în felul în care ne închinăm, toate acestea. Frații mei, orice încercare de a ne uni cu lumea, de a face parte din lume, de a fi împreună cu lumea în felul în care noi ne raportăm la standardele viețuirii creștine. Toate acestea ne pregătesc pe noi, de fapt, să ne unim cu Marele Apostat. Știați lucrul acesta? Și, frații mei, este un mare pericol care este acum asupra, planează asupra poporului Dumnezeu. Pentru că noi suntem orbi față de ceea ce se face și se pregătește. Suntem orbi pentru că nu dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu și nu ne conformăm viața cu lumina pe care ne-a dat-o. Vreau să vă avertizez cu privire la acest pericol, frații mei. Nu acceptați nici în cea mai mică măsură să vă uniți cu lumea aceasta, la niciun nivel. Stați deoparte. Ascultați mesajul. Vreau să continui să termin. Isaia, capitolul 8, de la versetul 9 și 10, am citit. Ascultați ce spune mai departe, versetul 11. Așa mi-a vorbit Domnul. Versetul 10. Faceți la planul cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi. Frații mei, vă aduce undeva tot ce fac oamenii acum? Aparent da. Dar vreau să știți că este fals.
Vine un moment când totul se va vedea că a fost din nisip. Nu este nimic solid acolo. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat de mână și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire. Și nu vă temeți de ce se tem ei, nici nu vă speriați. Frații mei, cum vrea Dumnezeu să fie starea noastră de spirit în timp ce vedem această situație a lumii? În timp ce oamenii mânați, împinși de frică și de groază, se unesc în aceste grupări, societăți, pregătiți pentru a fi arși, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să stăm deoparte, noi nu trebuie să ne unim cu ei, nu trebuie să ne fie frică de ce se tem ei. Să n-avem, frații mei, de a face cu lucrurile acestea. Haideți să vedem de ce. Pentru că Dumnezeu are un plan minunat pentru poporul său. În timp ce lumea aceasta este într-o groază și o frică continuă, și în timp ce starea lumii se va înălutăți și, într-adevăr, când va începe strâmtorarea, va fi groază maximă, vreau să vedeți că Dumnezeu are un plan cu poporul său. Și veți spune că este un paradox. Aș vrea să vedeți ce spune Isaia, capitolul 30 cu 15. Așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Frații, ce promite Dumnezeu? Cum va fi mântuirea noastră? În liniște și odihnă, seninătate și încredere. Parcă cuvintele acestea nu se potrivesc deloc cu starea despre care vorbește lumea noastră. Adică lumea noastră este în pragul unei prăpăderi neașteptate, o surpriză copleșitoare. Și noi putem să avem liniște în mijlocul acelei furtuni? Cum s-a întâmplat cu Iisus, prieten? A fost El liniștit când trecea prin cele mai mari încercări ale vieții Lui la sfârșit, atunci când a venit încercarea de la cruce? Iisus a trecut cu fața senină, frații mei. Nu că ar fi fost ceva ușor, dar Iisus a trecut cu fața senină și a fost liniștit. De ce? Pentru că El avea o încredere neclintită în Tatăl Său. Dar știți care era motivul pentru care Iisus avea liniște de plină în viața Lui? Frații mei, aș vrea să punem lucrurile exact așa cum sunt ele în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119. Pacea pe care Iisus o avea. Ne spune în Ioan 14 cu 27, Iisus spune că vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Ceea ce înseamnă că există o pace a lui Iisus și o pace pe care o dă lumea. Sunteți de acord? Două feluri de pace. Oferă lumea o pace, un fel de pace prin Papa de la Roma? Cu siguranță este pacea adevărată, nu, frații mei. Aș vrea să vedeți că cele două păci, da, cele două stări de pace pe care le oferă Dumnezeu și lumea sunt diferite. Sunt puse în contrast chiar. Acum, pacea pe care o oferă Dumnezeu are de-a face cu următorul lucru. Și vreau să vedeți că aceasta a fost susținerea lui Iisus în viața lui pământească și în ultima mare criză care a venit peste viața lui. Citim Psalmul 119 cu 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Vor fi copiii lui Dumnezeu izbăviți din nenorocirea care vine? Da. De ce? Pentru că iubesc legea lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, ce spune Biblia, veți păzi poruncile mele. Deci ce înseamnă a iubi legea? Înseamnă a o păzi. A păzit Iisus legea, frații mei. Haideți să vedem exact. Ioan, capitolul 10, 15, mă scuzați, cu versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Deci observați, ceea ce ne va susține nouă pacea și liniștea în timpul din urmă este o conștiință curată, liberă de păcat și de călcarea legii lui Dumnezeu, frații mei. Și acolo vrea să ne conducă Dumnezeu pe noi. Dar lumea de astăzi oferă o pace cum? Dacă pacea lumii și pacea lui Hristos sunt diferite, iar pacea lui Hristos are de-a face ce cu păzirea legii, înseamnă că pacea oferită de lume are de-a face cu ce cu călcarea legii, frații mei. Fiara este cea care conduce lumea la călcarea legii lui Dumnezeu. Și de fapt, supremația ei este recâștigată prin călcarea în picioare a legii lui Dumnezeu. Când ea va călca în picioare legea lui Dumnezeu cu totul, la decretul duminical, atunci supremația ei va fi stabilită total. Și atunci va începe marea persecuție. Biserica unită cu statul. Nu se poate cimenta această unire. Cât timp există oameni în lumea aceasta care cheamă la păzirea legii lui Dumnezeu și la ascultare de El. Frații mei, am încercat să vă prezint pe scurt istoria sau desfășurarea acestor evenimente în timpul care urmează. Când vor zice pace și liniște, vreau să vă întreb, a sosit momentul acela de pace și liniște? Vedem pace și liniște în lume și în biserică? Mai mult ca oricând trebuie să știm că urmează prăpădenea neașteptată. Dar nu asta trebuie să fie îngrijorarea noastră când va veni prăpădenea, pentru că vine curând. Noi trebuie să fim preocupați de altceva. Doamne, cum să mă pregătesc așa încât să nu fiu și eu absorbit? E ca un aspirator care trage cu forță.
să nu fiu tras în aceste confederații și să fiu înșelat? Cum pot să mă țin departe de ele? Cum pot să trăiesc în pace și în liniște în timp ce lumea este plină de groază? Cum am spus noi, prin ascultarea de legea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Mărturii, volumul 9, pagina 13, referitor la securitate. Securitatea are de-a face cu siguranța financiară, cum spuneam. Ei se luptă în zadar să așeze operațiunile de afaceri pe o bază mai sigură. Dacă oamenii ar lua seama la învățătura cuvântului lui Dumnezeu, ar afla o soluție pentru problemele care îi uluiesc. Vor reuși să aducă finanțele la o bază mai sigură? Niciodată. Urmează o mare criză în viitor apropiat. Fiți foarte atenți. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că apostazia națională va fi urmată imediat de ruină națională. Ce înseamnă asta? Când se va da decretul duminical, împreună cu acel eveniment, va veni o mare criză, un boicot economic, descris în Apocalipsa 13 cu 16 17. Nu așa spune cuvântul? Dar vreau să observați ceva. Acest boicot economic nu este prezentat ca având loc doar la momentul decretului duminical, ci acest boicot economic, această problemă financiară, crize economice, sunt plasate și montate de-a lungul cărării până la decretul duminical și vor fi din ce în ce mai multe și mai dese, pentru că acesta este mijlocul prin care lumea este îngenunchiată, frații mei. Așa că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că această idee de siguranță pe care se pare că oferă Statele Unite ale Americii este falsă. Știți de ce? Pentru că în timp ce ei promit siguranța, tot ei, pe altă parte, distrug această siguranță financiară. Și acesta este un cerc vicios în care mulți oameni sunt prinși, frații mei, ca într-o centrifugă. Și sunt distruși. Acum fiți atenți, în încheiere. Vă citesc ultimul gând. Frații mei, mai mult ca oricând avem nevoie să ne ridicăm privirea noastră și să privim unde. Știți ce spune Luca 21:28? Când veți vedea toate aceste lucruri, când veți vedea strigătul de pace și liniște la nivel mondial, când veți vedea cele două putere prezentate aici care conduc, care oferă o soluție, da? Care oferă pacea și securitatea sau liniștea, siguranța. America și Vaticanul venind împreună ca să rezolve aceste probleme ale lumii. Să știți că este aproape sfârșitul, da? Spune așa cuvântul. Avem înclinația să căutăm la semenii noștri compătimire și încurajare în loc să le căutăm la Iisus. Deci, datorită stării în care ne găsim, omul este înclinat să privească la altul. Când vine o problemă în viața noastră, frații mei, mă refer la problemele mici. Suntem noi înclinați mai mult să apelăm la oameni decât la Dumnezeu? Vă spun o problemă. Dacă eu știu că într-o anumită localitate în care locuiesc există un singur magazin cu pâine și pentru prima dată când ajung în această localitate, da, când m-am instalat acolo, să zicem că m-am mutat într-o zonă nouă, aflu că magazinul cu pâine se află pe strada cu tare, locul cu tare. Vreau să vă întreb, de câte ori eu vreau să-mi cumpăr pâine și mi s-a terminat pâinea acasă, ce voi face? Voi merge la magazinul respectiv să cumpăr pâine, pentru că este singurul și este locul din care eu pot să obțin ceea ce doresc. Dacă peste o săptămână s-a terminat pâinea în casă, ce fac? Mă duc tot acolo. Și făcând locul acesta des, frații mei, se creează un obicei. Eu știu că ori de câte ori am nevoie de pâine, acolo pot să rezolv problema mea, lipsa mea. Așa se întâmplă, frații mei, și cu noi astăzi. Când avem crize în viața noastră, încercări, probleme. Dacă întotdeauna primul nostru gând când se întâmplă ceva este să apelăm la oameni. Noi ne pregătim într-un final să apelăm și să credem, știți în cine, frații mei? În omul acesta al fără de lege care se ridică în lumea noastră. Acolo duce. Încrederea în om. Știți de ce spune Dumnezeu că blestemat e omul care se încrede în om? Pentru că încrederea în orice om de pe acest pământ te duce într-un final să te încrezi în marele apostat, în omul fără de lege. Însă Dumnezeu ne oferă altceva, frații mei. El spune, ridicați-vă capetele în sus. Când aveți o problemă, căutați-mă pe mine. Căutați ajutor în cuvântul meu. Nu așa-i, frații mei, că avem nevoie să învățăm această lecție? Și adesea Dumnezeu spune că va permite ca aceia în care ne-am pus încrederea să ne dezamăgească, să ne... Uitați cum spune sora White. Aceia în care ne-am pus încrederea să ne înșele așteptările ca să putem înțelege nebunia de a ne încrede noi. O, frații mei, Dumnezeu are nevoie să ne aducă pe noi în situația în care să înțelegem acest lucru. Așadar, în încheiere, frații mei. Există vreo siguranță și vreo nădejde în pacea și liniștea pe care o promovează lumea de astăzi? Există vreo soluție
la problemele lumii de astăzi, prin pacea pe care o promovează Vaticanul și siguranța pe care o oferă Statele Unite ale Americii? Nu, frații mei. Însă știți care este cea mai mare tragedie? Fie că ești prins în problema păcii oferită de Vatican sau în problema securității oferite de America, în oricare dintre acestea două ești prins, tu vei sfârși până la urmă în a fi capturat, dacă pot să spun așa, în capcana lui Satana. Pentru că cele două mari puteri se unesc, spune Sfânta Scriptură, și fiara a doua, Statele Unite ale Americii, va conduce lumea, frații mei, în închinare la prima fiară. Va face icoana fiarei. Așa că suntem avertizați în Cuvântul lui Dumnezeu să stăm departe. Să nu avem de-a face cu așa ceva. Și să ne pregătim în mod serios pentru ceea ce va veni, frații mei, pentru această surpriză copleșitoare. Studiind Cuvântul lui Dumnezeu și trăind adevărul care este aici. Vă invit așadar, frații mei, să facem o pregătire serioasă în privința aceasta. Și vom continua să studiem în alte ocazii. Vrem să vedem cât mai clar posibil cum putem să ne pregătim. Și cum putem să scăpăm de acest vacuum puternic. De această forță de atracție colosală, a lumii noastre, imensă, care caută să ne tragă pe toți, frații mei, în această gaură neagră, unde sufletele noastre vor fi pierdute pentru totdeauna. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși și să fim cu adevărat acei fii ai luminii. Dumnezeu să ne binecuvinteze.